E un moment important și emoționant pentru mine, din două perspective. În primul rând, pentru că la începutul anilor 90, tatăl meu a fost în Baia Mare fondatorul primului club Rotary. Și în a doua perspectivă, pentru că vreau să fiu alături de oameni care se gândesc la comunitate și la comunitate în general, dar și la fiecare membru al comunității, ca și la un apropiat. Clubul Rotary Baia Mare 2005 i-a premiat și pe profesorii care au pregătit elevii participanți la concursul de informatică InfoGold.